spunem cu dragoste toți cei de la altar, celor ce purtați acest frumos nume Ștefan, numele primului martir creștin, iată că există o altă atitudine pe care o poate avea omul în fața prigonirilor de tot felul, nu neapărat să meargă ca o hoardă după nebuni, ci să se opună nebunilor chiar cu prețul morții. Spunem la mulți ani tuturor copiilor care poartă acest nume, tuturor părinților și mamelor noastre și soțiilor noastre, la mulți ani cu bucurie, un an nou care vine mai fericit și mai creștin decât cel care a fost, în care să redescoperim că suntem frați, toți și noi cu mai multă apăsare, cei de la altar și cu mai multă dragoste, pornind de aici către frățiile voastre, pentru că ea să se încununeze într-un fel, vă anunțăm că în seara de înviere, în seara de anul nou, pardon, suntem în biserică la 12 noaptea, deci pe la 11 jumătate ne vedem, 11 jumătate ne vedem în biserică, da? La 11 cred că o să fim. O să începem pe la 11 și un sfert, 11 jumătate. Să-i mulțumim lui Dumnezeu cum facem de câțiva ani, cei care vreți și puteți, sunteți așteptați. Anul ăsta o să fiu eu de rând, vă aștept cu drag. Bucurii și toate cele bune!